La câinii, doamnelor și domnilor. Și l-avem invitat pe Cătălin Cornea. Pe Cătălin Cornea, care să ne... Vrei un microfon acum? Vorbim acum sau vorbim? Are. Bine ai venit, Cătălin. Avem un, bine v-am găsit. Avem un fox terrier, nu? Da, un fox terrier cu păr neted. În vârstă de 4 ani jumătate, Tipi Tip se numește, și un brac de Weimaraner, în vârstă de 6 ani jumătate. 6 ani, mulțumesc! Uite ce îi place la noi, vezi? Da, îi place suprafața asta și eu mă bucur că o aveți, că de obicei e foarte alunecos aici. Păi povestește-ne și arată-ne cum ar trebui un câine educat să se poarte cu stăpânul lui. Păi știi cum zice Cătălin, orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Foarte pe premiza asta. Eu am avut și am Beagle. Mi l-am dus la Galați. L-am ținut 3 luni la apartament, timp în care mi-a distrus tot. Da, n-am timp suficient să mă dedic dresajului, însă mi se pare extraordinar să ai o relație mișto cu câinele. Da, realitatea este că, într-adevăr, orice câine se poate dresa, nu contează rasa, da? Dar totodată nu trebuie să știe câinele cum se comportă cu stăpânul, cât trebuie să știe stăpânul cum să se comporte cu câinele, pentru că de aici pleacă totul. Până la urmă și când e vorba de copii, dacă noi știm cum să ne comportăm cu copiii, să-i educăm, așa se vor comporta și ei cu noi după aceea. Ăla mic abia așteaptă să-i se întâmple ceva. Da, el este un câine energic. Asta este, mi l-am asumat. Este câinul meu de acasă. Ea este doar o elevă, da? Dar realitatea este că întotdeauna cu astfel de câini cu energie trebuie să știi să negociezi, să le captezi atenția, să-i mai păcălezi, să-i mai manipulezi, să-i faci în așa fel încât totuși să se uite la tine. El acum nu se uită deloc la mine. Dar, Tipi Tip, dacă l-am făcut atent, știe că poate e așez. Bravo. Culcat. Culcat, bravo. Foarte bine. Mai facem o dată? E așez. Frumos. Bravo, copil. Sus. Omuleț se cheamă poziția aia, nu? Tuiu. Da. Deci, ideea este să reușești să-i captezi atenția întâi. Pentru că dacă nu reușești asta, n-ai decât să alergi după el ca... după șoareci. E foarte important dresajul să se facă. Da, dar acum nu mai există pentru. Să se facă împreună cu stăpânul, nu? Întotdeauna. Pentru că dacă observi, eu am o relație foarte bună cu el, da, atâta timp cât putem să ne conectăm. Și dacă intervii tu, atâta timp cât nu ai anumite chichițe, anumite cheițe pe care să le folosești, nu te ascultă, nu te bagă în seamă. Dar eu când lucrez cu oamenii, vreau să-i învăț ca ei cu proprii lor câini să aibă relația pe care am reușit eu să o am cu Tipi Tip. Prin intermediul tău, cu ajutorul tău la început. E o muncă decisiv, că trebuie să fii atent și aici la patruped, să fii atent și la om și să reușească să vorbească aceeași limbă, dar în final e de foarte roade. Mare satisfacția. Deci care e primul pas? Dacă îmi iau un câine, unul mic, să zicem. Păi uite, un Beagle, uite. Primul pas este să ajungă să-ți stea în lesă, cum stă tașa, vezi? Și de la adică ce să ții de lesă și să nu te întindă ca după... A, de la ce lună poți să începi educația? De cât de mic? De când este mic. Da. L-ai adus acasă, a și început. Imaginează-ți că toți părinții își duc copiii de la vârsta de 8 luni, îi învață să meargă și îi susțin, deci îi educă cum să calce, cum să meargă. Așa și cu câinele. Are 2 luni, încep să-l înveți, bazându-te pe instinctul de hrană, întâi cu recompensă. Uite, de exemplu, eu am o recompensă aici. Uite-ți, am o recompensă. Pentru el, instinctul ăsta este cel mai important în momentul de față. Și să ne imaginăm că el este un pui. Vezi? Îl învăț să se ducă după mâncare și apoi îi spun, băi, pentru asta, fii atent, vezi? Stai puțin pe loc. Te calmezi, da? Mergi înapoi. Mergi înapoi, așa. Stai puțin pe loc, ok? Deci încep să comunici cu el. Bine, dar există niște cuvinte mai scurte. De exemplu, îi spun stai. Culcat. Culcat. Sus. Înapoi. Înapoi. Bravo. Vine aici. Ia. Latră. Bravo. Latră. Foarte bine. E, și pentru asta câștigă. Când este puiul mic, bineînțeles că nu o să știe să facă toate lucrurile astea, dar începând de la lucruri simple, cum ar fi să stea în fund, ia, șezi, uite așa, ții recompensa, îi spui șezi, se așează, îi dai recompensa. Învață că orice pe planeta asta se câștigă muncind, ok? Da, da, da. E, nimic pe planetă nu e gratis și atunci, crescând în tipul ăsta de... educație. De principiu, să zic așa, este din ce în ce mai ascultător. Ajunge mare,
când are alte preocupări, îl interesează mult mai mult. Uite, de exemplu, să se ducă să se pupe în bot cu o cățelușă, da? În condițiile acelea trebuie să... Cum? Îi dea pup. Dau și credeam că îmi spui, ia cum, să mă pui să-i pup. Să se pupe, că nu reușește. Asta n-a reușit. În afară de recompensă, trebuie să arăți și afecțiune câinelui. Întotdeauna. Pentru că altfel nu o să meargă niciodată cu recompensă. Uite, de exemplu, afecțiune. Ce faci, dragă? Ești drăguță? Asta este un tip imediat de afecțiune. Imediat reacționează. Dar trebuie să aibă încredere în tine ca să perceapă afecțiunea. Stai așa? Stai așa? Ia, treci la pas. Treci la pas. De când lucrezi cu ea? De la 7 luni? Da, de când era mică. Bine, a fost o perioadă de instruire intensivă, da? Și după aceea s-au mai relaxat lucrurile. Eu când am fost în armată, făceam târâși pe coate și genunchi, mă tăvăleau toți superiorii prin noroaie, da? Pe mine și pe mulți alți militari. După aceea s-au mai relaxat treaba, mai aveam o permisie, eram mai liber, puteam să mai stau, să mai dorm în timpul zilei, ceea ce nu prea de era. De când pasiunea asta? De când eram mic. Da. Însă... Serios, așa, cam acum 21 de ani, mă. Oh, bun, bun. Nu pare, nu pare, dar așa este. Arată-ne cu ăsta mic, că sunt tare curios cum sare cu el. Ăsta mic, cu ăsta mică, de cu exemplu. Asta mică, ia să vedem. Pentru noi, întotdeauna, ei rămân mici, știi? Da. De exemplu, el este tipi-tip. Ia, tipi-tip, vină cu acea. Unde ești? Dacă vreau să plec cu el, ia, hai, sus. Ce drăguț. Astfel pot să-l iau să trec o baltă, da, fără să se murdărească, da? Dacă vreau, de exemplu, să mă duc, uite, într-un platou de televiziune și să-i impresionez pe ceva, fac așa, tipi-tip, culcat, mort. Și dincolo de treaba asta, ca să-i impresionez și mai tare, stai, le arăt oamenilor că dacă vreau eu, și asta ține de disciplină și de relația noastră, de încredere, el nu se atinge de mingea aia până nu-i spun eu. Liber! Okay? Mama, bravo! Mama. Ești tare! Ia vină încoace. Acum trebuie să o iau. Bun. Tașa este și ea o mare iubitoare de minge. Ia tipi-tip, ia! Yo-yo! Acum aprinți-o! Deci trebuie întotdeauna să facă lucruri ca să primească ceea ce își dorește. Mm-hmm. Acum ne luptăm, ne luptăm. Aoleu, au mare forță, posterierii! Ce ne luptăm? Ia uita-l! Ia uita-l, s-a activat și tașa. Hai tașa, vină încoace. Ia. Mamă, stai, ce șez, fuleu are. Dă-mi, 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 bravo, dă-mi, excelent, bravo, hai, treci la pas. Și poți să dansezi cu ea, hai, treci la pas, bravo, treci la pas, ia, treci la pas. Ăla mic e parcuri. Bravo. Bravo, de exemplu, tipi-tip este un tip de câine, da? Și poate să ne ajute la foarte multe lucruri, însă, cu tașa, am făcut ceva mai mult, da? Da. Bravo. Aolea. Ia, bravo. Pas. Ia tașa, pas. Aolea, nebunesc. Pas. Care geanta, nu cred. Ia, vine aici. Treci la pas. Treci. Hai, treci la pas. Și super, super. Așteaptă. Așteaptă. Ține. Șezi. Așteaptă, bravo. Aici. Hai, hai, hai. Deci pot să mă bazez pe ea că, de exemplu, îmi duc copilul la școală fără să-și rupă cărca cu ghiozdanul. Okay? Dar pentru asta e nevoie de muncă. S-a început de la simplu și s-a ajuns la complex. De exemplu, dacă îl țin pe tipi-tip și trebuie să fac asta, pentru că altfel nu mă înțeleg cu el, tașa e la fel de nebunită. După minge, ia stai. Spun așa, lasă, lasă, bravo, ia, hai. Încă o dată. Culcat. Ăla mic e nebunit. Da. Stai. E pe arcuri. Tipi-tip. Pe baterii. Pe tipi-tip îl țin aici și mai fac o dată. Liber. Wow. Noroc cu aceste covoare. Da. Hai tașa, iubita, hai. Bravo. De exemplu, mă bazez pe minge ca recompensă, ok? Dar mingea poate să fie pentru acești câini de companie. Ia, lasă. Stai, stai, stai. Ia. 100 de metri garduri. Deci, pentru acești câini de companie, mingea poate să fie un mijloc de a-i obosi. Deci le arunc mingea până... până când se duc. Ia. Tașa, mai trebuie să faci ceva pentru mine. Ține. Bravo. E, acum, de exemplu, dacă am doi câini, cu unul mă pot juca și unul poate ține geanta. Ok? Dar nu trebuie niciodată să-l uit pe unul și să mă joc doar cu celălalt. În consecință îi spun, lasă și dau ei recompensa pentru munca pe care a făcut-o. Deci se ajunge de când dresezi câinele mic până chiar la vârsta asta
să faci acest schimb. Uh-huh. Băi, tu faci ceva pentru mine, eu pot să fac ceva pentru tine. Zi-mi ce te interesează și eu îți voi oferi. Cam ceva de genul ăsta, știi? Contează în dresaj să ai și partener? Adică să nu lucrezi doar cu un singur câine? Doar dacă între ei este o relație în care cel care știe mai mult are același ascendent, știi? Adică este un model pentru celălalt. Dacă nu, nici nu-l bagă în seamă. Adică metoda imitației nu funcționează atunci. Și atunci, în condițiile în care avem doi, uite, de exemplu, ei au o relație bună. Ei se cunosc. Da, se cunosc, dar se ignoră în mare măsură. Fiecare e interesat de pătrățica lui. Însă, dacă... Ia, vine aici. Ia, stai. Stai. Șezi. Culcat. Culcat așa. Stai. Mort. Ăla chiar se culcă de mort. Tot. Ia. Așteaptă. Așteaptă. Facem la fel. Așteaptă. Foa. Nu cred. Am îmblânzit fiarele și acum dacă spun liber, ce crezi că se întâmplă? Amândoi. Se întâmplă că nu știm ce se întâmplă, ia. Bravo, bravo. Tocmai de aceea, stai, culcat. Înapoi, înapoi, culcat. Bravo, mort. Tocmai de aceea nu le dau liber în situația asta, că apare un conflict pentru aceeași sursă de interes și nu vreau asta. Nu vreau să stric prietenia dintre ei doar pentru o minge. Zine unde te pot găsi prietenii virtuali. Prietenii virtuali mă pot găsi și pe Facebook, da? Cătălin Cornea, Cătălin dar Cornea. Am un nou site foarte interesant, k9puzzle.ro. În viziunea mea, toată construcția asta este un puzzle. Iei piesele astea împrăștiate din toate părțile și le pui împreună până iese... K9 Puzzle, adică da, k9puzzle.ro. Acolo puteți să-l găsiți pe Cătălin Cornea, adresați întrebări, îi cereți sfatul. Da. Și uite, și pe Facebook, dresaj Carnin, Cătălin Cornea. Foarte drăguț. Mai arată-ne ultimul trick și după aia, ce facem? Ultimul trick? Iar luăm pauză. Da? Ultimul trick? Fii atent. Ultimul trick. Ultimul trick. Ia. Facem o combinație de mai multe trick-uri. Dar nu vreau să vi-l arăt pe ultimul, că poate vreau să mai vin pe la voi. Ok. Deci, combinație. Șez. Frumos. Bravo. Latră. Înapoi. Aici. Șez. Frumos. Culcat. Latră. Hai, aici. Yo-yo. Și gata. Extraordinar. Cătălin Cornea. Cred că satisfacția este imensă atunci când vezi că... Într-adevăr, este foarte mare. Dar știi că e frumos drumul și până la momentul ăsta. Uite cum a rămas așa cu gentuța și te așteptă. Cătălin Cornea la prieteni la 11. Îi mulțumim frumos și nu mai așteptăm cu drag și data viitoare. Să vă cunosc.